Bună seara și bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Bucovina Sport Action. Astăzi avem de-a face cu Bucovina, cu CSM Bucovina Rădăuți, pentru că nu ne-am mai văzut de multișor odată. Multe lucruri s-au întâmplat acolo și toate sunt care mai de care mai bune, drept pentru care oscilam așa ca și titlu, pentru că eu am trecut pentru această emisiune 8 etape fără înfrângere, dar de fapt nu sunt 8 etape fără înfrângere, că sunt vreo 6 victorii și 2 egaluri, adică parcursul am putea spune că e de excepție. Dacă ultimul meci, cel de acasă cu CSM Roman, l-ar fi câștigat băieții, chiar se așezau toate lucrurile foarte bine. Între timp însă la Rădăuți s-au petrecut multe lucruri foarte bune. În primul rând a fost cooptat Dorin Goian în echipă. Cred că ăsta e termenul cel mai corect spus. Dorin Goian în echipă, pentru că nu putem discuta în momentul de față de un statut anume, dar o să încercăm noi să aflăm cât mai multe. Și de la trei dintre componenții echipei. Ceea ce e foarte important, reîntoarcerea lui Manu în echipă. Eu cred că din retur vom discuta de o CSM Bucovina Rădăuți redutabil, adică dacă ar fi emisiunea transmisă pe toată România, vă spun clar, aveți probleme. Rădăuțul și-a făcut trupă bună din toate punctele de vedere. Pentru noastră, în această seară, ca să ne explice ce și cum se întâmplă acolo și un lucru foarte important pentru zona Rădăuțului și pentru această echipă, promovarea tinerilor. Iată că astăzi sunt prezenți în emisiune trei jucători. Unul a fost și în postura de antrenor de multe ori. Da, astăzi în postura de jucător. Și începem cu decanul echipei, să spunem așa, Iulian Ionesi. Bună seara, bine ai venit alături de noi. Bună seara, mulțumim pentru invitație. La mijloc, joacă Vișinar Stejer. Bună seara și mulțumesc de invitație. La mijloc în această echipă, da? Da. Să ne înțelegem. Și nu în cele din urmă, Antonesi Florin. Bună seara, bine ai venit. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. În primul și în primul rând, haideți să... Deci o să vreau și de la voi, pentru că de asta ați venit în emisiune. Am discutat și ieri cu antrenorul echipei, cu Daniel Bălan, care și el văd că mai a scos ghetele din cui, pentru că era nevoie. Și cu drag a spus că, domne, trimit doi tineri, doi copilași, pentru că vreau să creăm o emulație deosebită. În momentul de față trebuie să o spunem că se poate de clar. Daniel Bălan are probleme de sănătate. Nu știu dacă e bine să dau din casă, dar coastele lui momentan sunt un pic cam rupte și cred că n-are voie nici măcar să se enerveze. Dar aminte să vină la o emisiune TV. De unde să începem? Că sunt atât de multe lucruri care vreau să le aflu de la voi, încât aproape că nu știu de unde să încep. Hai să discutăm așa, de parcursul ăsta de excepție. Bucovina Rădăuți a fost dezavantajată de programare. Asta trebuie să o spunem. Noi am început stând, nu? În Liga a treia anul ăsta. Da, exact. Am fost dezavantajați pentru că celelalte echipe au intrat în ritm cu un prim meci. Noi prima etapă am stat ca nouă promovată, iar al doilea meci l-am avut în deplasare la principala, una din cele două echipe candidate la promovare. Mă refer care și-au anunțat intențiile de promovare, da. A treia etapă acasă cu Hermanul, tot o echipă bună care anul trecut a pierdut în prelungirile ultimei etape promovare în Liga a doua. Iar următorul meci a fost la Oțelul Galați în deplasare, un joc disputat în nocturnă, deci prime trei etape de foc. La aceste lucruri au mai fost niște factori care ne-au dezavantajat, în sensul că Stănescu și Cerlin, doi jucători pe care Daniel Bălan își formase scheletul echipei pe cei doi jucători, și-au exprimat dorința cu o săptămână înainte să înceapă campionatul să se întoarcă la Forest. Oficial, din partea publicului spectator din Suceava, îi mulțumesc lui Daniel Bălan că i-a ținut în formă pe cei doi, care, din punctul meu de vedere, sunt în momentul de față
cam cei mai buni jucători de la, de la Suceava. Da, asta este punctul meu de vedere. Dacă cineva are un alt jucător mai în atenție, asta e altă poveste. Cerlinca, în mod special, traversează un parcurs și o perioadă foarte bună, dar de departe este unul dintre... Este, din punctul meu, cel mai... Cel puțin Cerlinca e cel mai bun jucător al Sucevei și cred că a contat mult și pregătirea de care a avut parte la Rădăuțe. Noi am făcut o pregătire de vară foarte bună, o pregătire... și a campionatului foarte bună, prin aducerea acestor jucători, prin completarea cu alți jucători care au venit 5-6 jucători, fără cei doi au mai rămas 3-4, jucători foarte importanți pentru noi. Oameni buni, pe mine nu mă puneți să aleg, dar între ceea ce se întâmplă la Foresta și ceea ce e la Rădăuți, parcă îmi place mai mult ce văd la Rădăuți. Dar nu vreau să aleg, adică până la urmă hai să păstrăm proporțiile. Da, bineînțeles. Noi ne bazăm doar pe tineri din zonă, doar pe jucători din județul Suceava, în marea lor parte, doar avem un jucător de culoare. Întotdeauna ați avut câte o... Dar în rest, toți sunt din județul Suceava, deci nu se pune problema. Și ne bazăm pe jucători de-ai noștri de aici, din Bucovina, tocmai pentru spiritul lor, pentru dorința de a reprezenta zona cu succes și nu doar pentru a veni să fie un episod în viața lor. A apărut de scurtă vreme în anturajul echipei și Dorin Goian. Da, Dorin Goian n-a apărut de scurt timp. El de prin septembrie vine în fiecare miercuri și face antrenament tactic cu faza defensivă. Mai multe aspecte pe care le-a abordat în această perioadă. Și începând din săptămâna care a trecut, este oficial în stafful tehnic al echipei noastre. După cum a spus și Daniel și după cum a spus și Dorin Goian, ei s-au înțeles, fiind atâția ani colegi la Steaua, nu cred că este normal și oportun chiar și din punctul meu de vedere, dacă pot să am o părere, ca unul dintre ei să fie secund și celălalt principal. Pentru că asta este discuția care există în fiecare zi pe această temă. Într-adevăr, și Daniel a început o muncă de la nivelul Ligii a 4-a la Rădăuți, a făcut lucrurile foarte bine și, drept dovadă, se vede rezultatele de acum. În același timp și Dorin este la început de carieră. Atunci ei au zis că ei se vor înțelege, vor răspunde împreună, vor ajunge la un numitor comun în ceea ce privește detaliile tehnico-tactice, în ceea ce privește echipa. Și noi nu putem decât să ne bucurăm ca rădăuțeni că îi avem pe lângă noi. Eu, ca jucător mai cu experiență, cei tineri, vă dați seama, este o... Cred eu, dar asta o să vă spun. Vidanu, chiar vreau să trec și cu cine să încep. Hai să încep cu stejerel. Pe ce poți joci? Fundaș central. Fundaș central. Nu te supăra. Cum e să te antrenezi cot la cot? Că bănuiesc că asta vă arată, inclusiv de prinderi. Și... Cum e să fii în teren, să fii la antrenament cu unul dintre... Și să mai la deal la vale. Cred că după Chivu a fost cel mai important stoper al naționalei din ultimii ani. Da, vă dați seama că pentru mine este o onoare în primul rând, că acum îmi amintesc, ieri alaltă ieri mă uitam la meciurile lui la națională și acum pur și simplu l-am ca antrenor. E ceva foarte... Și la început de drum, un antrenor, la început de drum mai spune și niște secrete, știi? După ce se face mai vulpe, o să vă explice numai ce aveți de făcut, dar nu o să vă povestească atât de mult. Dar acum e altceva, e mare lucru să-l ai... Da, vă dați seama, e ceva foarte bine și cred că cu toți avem de învățat de la el și sper să fie lângă noi cât mai mult timp. Da, e o chestiune deosebită. În cazul tău, Florin, tu ce joci? Fundaș stânga. Da, am înțeles. Deci, Daniel mi-a trimis apărarea și vârful de atac, ca să spunem așa, a echipei. Cum e cu Dorin antrenor? Alături de domnul Goian, sperăm să facem o treabă cât mai bună și avem foarte multe de învățat de la el. Da, ori nu vreți voi să povestiți nimic, ori nu vă spune nimic, nu v-a impresionat cu nimic, Dorin? Care fi adevărul? O, e vorba că ne-a impresionat, dar na, momentan nu
putem spune, nu știu, mare lucru, dar pe viitor vom avea multe de câștigat de la el și sperăm să ne ajute să ne învețe tot ce a învățat și el când a fost de vârsta noastră. Oricum, cred că primul lucru care vi l-a comunicat și asta o știu ori de câte ori am discutat cu Dorin, așa se punea problema. Doamne, discutăm de orice, cum vrei, povestim oricât, dar el a reușit prin muncă. El a muncit extraordinar de mult. Dorin a fost genul de jucător muncitor. Nu zic că n-a avut talent, că Doamne, apără. Nu putea să ajungă unde a ajuns dacă nu avea și talent. Dar la el a fost foarte multă muncă. Și postul pe care a jucat fundaș central, de așa natură, doar prin muncă poți ajunge mai sus. Bine, și fizicul pe care îl are și calitățile pe care le are nativ chiar. Biomecanică, de lovirea mingii și toate celelalte sunt la superlativ la el și se vede asta. Dar să vă spun așa, niște lucruri din vestiar, de exemplu, el nu prea povestește din experiența lui, din cariera lui. Nu? Încearcă deja? Doar, le ține ascunse? Încearcă doar, bine, dacă mai întreabă jucătorii, dar el doar profesionism și explică, chiar și în timpul antrenamentelor, cât avem stretching, mobilitate, le explică ce au greșit, ce trebuie de făcut. Se consultă cu Daniel în permanență. Daniel, chiar cu problemele lui medicale, încearcă să fie alături de noi. Mai vine, mai are două zile dureri, iar mai vine câte o zi, până își va reveni și el. Eu mi-aduc aminte când s-a pus problema, când în primăvara acestui an a venit Daniel alături de voi, da, la Bucovina Rădăuți. Practic a intrat pe un drum nou. Multă lume încă îl mai vedea la nivelul ligii a doua, mai putea să o mai ducă bine mersi la o echipă la acest nivel, ca să nu mai spun că mai putea juca încă mult și bine. În faza inițială a intrat pe partea asta cu antrenoratul, dar la un moment dat a simțit nevoia și la începutul echipa cred că a simțit nevoia să intre și în teren. Spuneți-mi în primul rând, dar asta după câteva minute publicitate, cum l-ați primit, cum îl percepeți voi, că de la voi mă interesează foarte mult, pentru că e ceva să ai antrenori, da? Deci până acum v-am întrebat de Dorin, am înțeles, e mai închis așa, dar în ceea ce îl privește pe Daniel, cum l-ați prins voi ca antrenor? Pentru că, uite, după un start ezitant și tocmai ce am explicat și motivat pentru ce a fost acest start mai ezitant, a urmat 8 etape fără înfrângere, da? Mai sunt 3 etape, iar odată cu întoarcerea și a lui Manu în cadrul echipei, eu consider că se întregește așa o familie care cred că va fi foarte puternică în returul acestui campionat. Este punctul meu de vedere. Am acep și cum a fi până la capăt, om trăi și om vedea. Vreau să-mi povestiți după publicitate cum vă înțelegeți și cum l-ați perceput pe Daniel Bălan. Aveți timp de gândire cât 2 minute și un pic, nu? Ceva pe aici.